Înainte de începerea acestui clip, vreau să fac o provare lui Mr. Weefer, care are 143 de abonați și am observat că pe canalul său postează clipuri cu Minecraft Tech It, The Warrior, un SMP de al lui, Terraria, CSGO și a început o serie proaspătă de San Andreas Multiplayer. Eu vă sfătuiesc să intrați pe canalul său, de altfel aveți chiar acum o anotare pe ecran și un link în descriere pentru cei ce sunt de pe tabletă sau un telefon mobil. Să vă uitați la clipurile sale, să-i apreciați conținutul și ce mai știți voi. Cam atât cu promovarea asta și hai să zicem la episod. Salutare tuturor, eu sunt The Link și bine m-am regăsit la un nou episod de GTA 5 Online. Și înainte de începe m-aș bucura tare mult dacă te-ai apăsat cu toții butonul de like, să vedem și noi cât de multe like-uri putem strige. Am schimbat decorul, avem în spate... Oh my god, am apăsat, cred că vedeți negru acum, cred, aba nu, hai că nu vedeți negru. Aveți în spate decorul meu, așa cu bradul frumos. Și a venit și alături de noi, Peniță. Salut. Bun, suntem în apartament. Ei bine, astăzi facem două lucruri. Mi-am comandat o nouă mașină, pe care o vom tuna. Pentru că foarte mulți m-ați întrebat, băi, de Link nu mai faci tuning. Iată, cred că stau camera un pic mai jos. Așa. Dar voi mai face și Skanderberg cu Niță. Adică până acum n-am mai făcut asta pe canal. Gen, știți voi, brum, 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 brum. Bam. Hai, Niță, vină una. Ești în garaj? Nu, eu sunt în apartamentul tău. Ești Enter afară. Garaj? Da. De fapt, nu, e exit apartament. Ok, am băut și eu două pahare de vin, sper că nu te superi. Nu, mașina asta o vom tuna, este o mașină sport, dar clasică, adică veche. Se aude super motor și chiar vreau să văd, este o mașină din noul update. Și chiar vreau să văd cum se tunează. Hai, intră aici că ți-am deschis deja ușa. Da, o să am tendința să mă uit încolo când vreau să vorbesc cu voi, dar nu-i bai, bun. Mamă, ce bord are. Aia, stai că le arăt și imediat bordul. Vom merge să tunăm și apoi vom merge aici să facem Skanderberg. Bun, ia să vedem cum este bordul. Hai să conducem un first person, pentru mulți îmi spuneți dacă conduc și eu un first person. Bine, hai, o să conducem un first person până la respray. Te așa să-mi drag mai aproape microfonul, că am impresia că... Ia să văd dacă pot să nu accidentez în first person. Să nu-mi ceară repair, da? Deci să nu-mi ceară repair acolo la respray. Hai să vedem. Mamă, asta are motor puternic. Da, și nici măcar nu-i tunată. Are, cred că 700 de kilograme. Știi tu, Niță? Știu, după aia, uite, ia uite cum facem. Vum, 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 hai că n-am lovit-o până acum, cred. Nu, dar cred că discurile de frână sunt roșii, nu mai pot. Hai să intrăm. Hai că n-am lovit-o, am mers puțin oricum, respray-ul e aproape. Vedeți că o lovesc aici, să vedeți. Bă, Niță, ce arătai tu acolo? O pușca. Pușca? Da. Gata, bus, hai că nu ne-a cerut repair, am condus în first person cum vreți voi. Și foarte mulți, nu știu, mă gândeam că nu vă place tuning, adică mă gândeam că vă plictisiți. Dar foarte mulți mi-a cerut tuning. Așa că hai să facem continuare tuning. Nu știu de ce vă place atât de mult. Adică, mă rog, poate vreți să... Mamă, cât de șmecher e asta. Mamă, cu toba. Lasă pe aia, pasta. Pasta, nu? Da. Înseamnă exploziv, nu? Hud, ia să vedem. Asta e. Aia. Nu, îmi place asta mai mult, default. Păi asta zic, aia, default. Păi asta e default-ul. Nu, asta e default-ul. Lasă pe asta. Trebuie să mă mai uit un pic. Ok. Carbon. Nu, îmi place cum e aia default, sincer. Loop. Ia mă ziți aici, loop. Stai așa. Auzi tu, Niță? Da. Sau? Ia, alta. Care să o punem? Asta. Nu, mi-e place mai mult asta. O să mergi la sub asta. Lights, ok. Îi pune exioane. Neon, neon layout. Bam, bam. Color la sfârșit, bun. Play, hai să-mi prind și play negru. Bun, ia uite cea. Black, yellow and black. Respray la sfârșit, roof, hai să. Oh my god, nu vrem. Vrei să facem așa, să ne plouă? Nu. Mai bine așa, așa. Dar știi ce mă gândesc acum? Ia stai, la hood. La hood am zis, frate. Vrei să fie tot așa cu secondary color, nu vrei? Ba da. Să fie tot așa gen, da, îi schimbăm noi culoarea, adică nu o să rămână neagră. Da, păi e iarnă, e frig. Trebuie okay. Să fie căldură la motor. Roof am pus. Suspensii, ok, hai să punem suspensii. Da, știu că la o mașină am uitat să pun suspensii. Și toată lumea mă certa, scris în comentarii, băi, de Link, dar n-ai pus suspensii.
transmisie. Turbo, hai să punem turbo. Turbo reacție. Wheels, wheel type. Ok, asta la sfârșit, pentru că nu știu ce culoare am să-i pun la mașină. Și window, îi facem închisă să nu ne vadă bau-bau. Și acum, acum vine partea care vă place vouă. Primary color. Hai să vedem, metallic. Chiar nu știu cum să o fac, Niță, o să mă ajut și tu, da? Așa nu. Hai să vedem. Filmează și Niță, nu? Da, filmez. Chiar nu știu. Vreau o culoare care n-am mai avut-o până acum. Adică, nu știu, nu mai vreau ceva ce am mai avut. O culoare așa de iarnă șmecheră. Mamă, ce faină era aia. Asta, nu? Asta făcea și mie cu ochii. Da, da, da. Nu, asta, asta. Nu, stai. Asta. Asta. Așa unde știu, dar hai să mai vedem, poate mai găsim ceva mai drăguț. Dacă nu, o vom lăsa pe asta, dar hai să vedem. Poate. Dar nu, cred că aia a fost. Sau știi care ar mai putea fi? Un violet. Da, hai să vedem. E un violet pe aici, suntem aproape de el. Cred că ăsta. Ăsta, ăsta. E bombă ăsta. Îți place ție ăsta? Mai mult îmi place. Mai mult îmi place albastru ăla. E mai șmecher, mă, ăsta, iarna. De ce, mă? Cum cad fulci pe mașină. Păi de unde fulgi, mă? De unde știi tu de fulgi? Nu, eu voi face albastru ăla. Albastru ăla? Ok, să vedem ce zice lumea și în comentarii. Da, spuneți, deci eu sunt pentru albastru, iar Niță era pentru... violet. Da, hai să vedem. Acum mergem și la secondary, să vedem la metalic, cred că puteți să punem ceva. Cum cred că s-a potrivit cel mai bine? Nu asta. Chiar nu știu, aici e destul de complicat. Cred că default-ul era șmecher. Păi default-ul era black. Uite ăla. Ăsta? Nu. Adică la fel ca asta, și mașina, nu? Da. Bine, hai să punem așa. Dacă au ciurile? O, bă, că n-am terminat. Bun, și vreau să mai pun la primer, mergem la perle și să mai pun... dăm o tentă de ceva, nu vrei? Hai, să încercăm. Mamă, nu-ți place așa? Ni s-a pus pe mute. Bă, nu știu, mie cam... nu-mi place așa. Hai să vedem. Gata, a revenit. Mamă, cât de șmecher arată. Mă, era una în spate. Wow, nu-ți place așa? Bă, da. Mamă, bă, sunt de la pearlescent. Acum a fost la curse, ești. Mamă, cât de șmecher arată cu yellow-ul ăsta. Lasă că yellow-ul ăla. Ăsta, deci nu știu, îmi place mult de tot. Mamă. Ăsta. Sau... Salmon pink. Ăsta. Nu știu, sunt multe culori faine. Sau ăla. Mamă, ce șmecher, nu știu, sunt foarte indecis. Nu, eu o să las cum era ea, adică uite așa. Așa, las-o așa. Hai să facem așa, n-am nicio mașină așa. Chiar îmi place. Hai, acum hai să vedem și roțile, cum le vom face. Bun, sper că vă place și vouă. Mergem la wheels. Dacă nu, recomandați-mi în comentarii cum ați vrea voi să facem. Bun, o să mergem la... Fii, luăm niște roza, nu astea rămân, luăm roz random. Vom pune așa la mișto, nu știu dacă asta vor rămâne, pentru că vreau să mă duc întâi să le dau o culoare. Să văd ce culoare le fac prima dată. Ia zi, Niță, cum le facem? Fui de capul meu cum se vede culoarea cu roțile astea, mă. Așa? Așa vrei? Nu știu, tu cum zici? Ia, dai să mai vedem. Nu, astea sunt nașpa. Mamă, deci mi-e chiar... Mamă, astea, mamă, arată bombă cu astea. Păi nu prea se potrivesc șerifule cu mașina. Astea sunt blocate, deci de ce vezi aici? Oricum, astea trei. Uite, astea două nu le pot lua. Bun, cum zici să facem, bă? Stai, mai dă. Eu zic așa un pic. Așa vrei? Nu știu, ce se potrivească puțin. Sau ăsta, ia de înapoi. Orange-ul ăsta, un cred. Hai, lasă orange-ul atunci. Astea sau asta? Tu care zici? Asta. Asta? Da. Asta sau asta? Asta. Dar trebuie să schimbi discul de frână. Poți să schimb, cred. Ăla că e roșu acolo. Păi zic cum îl pun, așa sau așa? Așa, lasă-l așa. Așa? Da. Bine. Ok. Dar nu mai știu, frate, cum îi schimbam. Adică mi se pare că nu la toate merge să le schimb. Ok. Atomic. Pune atomic pe roți. Și burnout punem orange? Da. Ok, hai să vedem dacă găsim alte roți. Mergem la sport. Și hai să vedem, stock. Deci astea le avem noi acum, parcă. Nu, cred că default-ul arată șmechere.
Păi defaultul nu sunt, alea în care le-am pus nu erau default. Alea arătau șmecherii care le-ai pus. Uite, ăsta era defaultul. Nu, alea care le-ai pus tu. Le-am pus la mișto și uite, vezi ce bine se potrivesc? Da. Astea. Nu erau astea. Astea. Astea erau, arată șmecherii astea. Ok, hai să le lăsăm așa și hai să mergem acum la scandal. Vreți să în care este mai bun între mine și Niță? Am uitat să pune unul. Stai așa, what the fuck, m-ai spărut aia. Mamă, vezi cum pleacă de pe loc? Cum arată, bă, e bestială. Hai să vedem neon, am uitat să-i punem neon. O să facem episodul ăsta un pic mai lung, sper că nu vă deranjează. Ok, mergem la light. Neon kit, neon color. Și mergem, ia fi atent, la ăsta, nu? Da. Ăsta sau ăsta? Ăsta, cred că e la fel ca mașina, cel mai bine. Da, ok, hai să mergem spre Skanderberg. Mamă, e bestială, mai ales că e și noapte afară. Ia, fază lungă, gen. Oh, am și poziții, ești nebun. Ia uite-te, uite-te în față, te uiți? Da. Oba? Mamă, arată și forță. Mamă, zici că am prins becul. Mamă, cum ești nebun. Hai să-mi ții un pic de burnout. Stai. Mamă. Ha, ce șmecher. Cum fac roțile. Bun, hai să mergem. Hai să mergem acum să ne punem checkpoint aici, stai. Așa, bun. Hai, Nița, chiar să-i dăm bătaie. Vam. Nu, nu bușe. Nu bușe, șerifule. Are motorul foarte puternic. Mamă, vezi cât de puternic e. Uite-te la flama aia care o face la țeavă. Da, mă uit. Vezi? Da, aia de la ce oare? Când schimbă în treptele. A. Când trece din inferioară în superioară. Da. Mă gândeam că e nitro. Să o fi și de la aia, nu știu, dar uite cum face, frate. Dar n-are nitro mașina. Are turbo. A, da? Da, are turbo. Adică gen, e din motorul să fie tip turbo. Știu. Că n-am nos sau așa. Stai că vreau să mai fac o flamă de aia, îi pun eu frână din când în când. Mamă, nu știu, mie, cred că astea e mașinile, e printre singurele mașini care îmi plac mie, pe care le-am tunat. Se numără printre Zentorno și cam atât, deci astea două, Zentorno și mașina asta mi se pare mie că le-am tunat cel mai bine. Mamă, cum iese din foc? Dacă loveam, dacă mă ciocneam, mamă, cum am trecut prin frunzele alea. Dacă mă ciocneam de ăla, vreau să nu accidentez. Ce tehnică e asta, bă, frate? Vrei că nu suntem pe autostradă aici, când ne întoarcem, când o să ne întoarcem o să-i dăm pe autostradă. Cred că iau o nu! Uite, mamă, ai văzut că n-am lovit-o. E, un pic, ia uite de la farul din dreapta. De ce? E bulit tot. Ești prost, nu-i nimica bulit. Bă, nebunule, uite-te. La mine nu-i nimica. Spre dreapta, la mine, acolo fix lângă far, unde-i roata, deasupra roții. La mine nu-i nimica. Pe bune, să spuneți voi cei din filmare dacă vedeți ceva strica la mașina asta. Să dă la mine după să vezi. Deci e impecabilă. Pe bune. Nu-i nimic a stricat. Băi, nu vezi tu. La mine nici n-apare că am stricat-o. Cred că nu vezi tu de pe partea aia. Hai mă, că ne dăm jos acum, să vedem. Ok. Când ajungem, da? Am lăsat-o să se ducă cum vrea ea, că altfel o loveam. La mine pe bune, chiar e impecabilă, nu știu. La mine e farul ăsta într-o parte. Și prost, farul era tabla de la mașină. What the fuck? Bă, dar mi se pare mie sau niște clopoței, pe bune. Da, de la căciula ta aia urâtă. Ai crezut că mi se pare mie, mă, ești naiba. Pe bune, chiar s-au niște clopoței. La căciula ta, dar tu văd că nu ai. A, uite, acum am lovit-o. Acum mie mi-arată că n-ai bușit-o. What the fuck, chiar, mamă, cum e aici, mușa. Ușa? Da, ușa de pe stânga. N-are nimic. A, pe partea mea. Mamă, dar aș fi vrut să iau pe autostradă ca să am unde să-i dau șotare. A, uite că aici am unde să-i dau tare. Dă-mă să știu. Trebuie să mă uit la bord în first person. Ah. Pe autostradă e frumos să conduci. Ia, hai că fac aici un drift. Ah, dacă nu era ăla acolo. Mergem la un spray de aici? Da, pe aici aproape. Ia uite, fix aici. O să mergem acolo. Mamă, dar de-abia ce se bagi odată update-ul cu zăpadă. Frate, când se... eu? Când se bagă, frate, update-ul cu zăpadă? Dar gen, oricum doar tu vezi, știi? Știu.
Când se bagă, frate, update-ul cu zăpadă? Pe Xbox și PlayStation 4 se băga până acum. Mi se pare că s-a și băgat. Mamă, a tras unul noi sau mi s-a părut mie? Nu i-am tras. Ok, hai să mergem acum la un respray aici. Revolverul. Și repar și tu partea din dreapta. Dar stai că nu văd, dacă e ceasă, ești nebun. În stânga. Aici mergi. Ai. Unde te... Da, da, chiar. Hai, șerifule, repare mașina. Așa. Ok, gata. Bun, hai să parcăm în fața acolo la... La bătaie niță. Stai, tu nu intra, că trebuie să intru eu. Tu stai, gen, nu du-te în cerc... Să nu te duci în cerculețul ăla. Nu, te aștept. Trebuie să-ți dau eu invite. Ok, stai că acum îți dau invite. Hai să vedem care pe care, dar nici nu mai știu cum se juca ăsta, frate. Am uitat știu complet. Știu. Confirm. Te-ai invitat? Da. Hai, dă-i join. Nu mai știu, mi se pare că era cea Space, nu mai știu. Hai, Niță, dă-i join. Hai să vedem când jucăm noi. Hai. Niță, hai să scrie cu verde. Gata, play. Oricum jucăm două, jucăm de două ori sau așa genul, bine? Da, vedem. Hai să vedem. Am filmat de 15 minute, de fapt a, de 16. Ia uite cum faci așa, bam, simt. Hai mă, cu moșu. Hai frate, ce zici vere? Te fac o mânuță. Dar dacă nu mai știu. Ok. Tu joci cu o singură mână sau cu două? Cu două. Eu cu una. Du-te, m-am pierdut. Este, m-am câștigat. Hai, mai jucăm una. Mi-a obosit mâine, ești nebun? Și ți-a obosit? Da, nu mai poate degete. Mai aveam puțin și te deam cu capul. Da, făcea așa? Am rematch? Da, da, da. Dar nu trebuie să aștept, n-așteptăm și noi puțin? Ce, ai obosit, hă? Normal. Am obosit, mi-a aruncat și astea de aici. Să uită mă lumea la, dacă se uită lumea la facecam. Hai bă, deci cei care se uită la facecam o să râdă complet de mine acum. Yes, winner! Hai încă una, hai! Acum cine câștigă, gen, acum e egal. Și acum e finala. Hai, ne facem mânuțele aici, ne reparăm mânuțele. Mâna nu mai e bună. Nici eu nu mai pot, chiar mă doare mâna. Pe timp te doare? Doare? Hai, acum e finala. Știu că poți să nu. Cred că se aude microfonul meu urât de tot. La mine nu se aude. Dar trebuie să câștig aici. Trebuie să câștig pentru abonații mei. Yes, am câștigat. Sunt un campion. Campioni. Ole, ole, ole. Hai, Niță, te-am făcut ce să mai. Hai să întoarcem și noi acasă. Ia uite, îți dă link winner. Ce ai făcut, bere? Te-am lăsat și pe tine prima dată, hai să văd și eu dacă. Dacă am cu cine. Ai avut noroc. Am avut. Deci nu mai pot. Uitați-vă. Nu mai așa. Doamne. Prima dată am jucat cu o mână, știi, și mă durau, făceam așa. Bam, 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 dar nu mai puteam. Nu cred, mă, că eu nu cred că toată lumea face așa ca noi. Să nici dacă te bagă pe aceea să sune cu mine. Ai intrat? Da, da, dar nu m-a băgat cu tine. Hai că-ți dau invite, ok? Ca să ne întoarcem acasă, Niță. Da. Cine a mai făcut asta din România? Da, îți dai seama că mai făcut cine, imposibil. Dar să mi se încarce aici să dau invite. Niță, ia vezi. Invite. Gata, ai primit? Acum verific. Hai să ne întoarcem și noi acasă și vreau să ne întoarcem acasă pe autostradă. Pe autostradă? Da. Nu, n-am primit. Mai așteptam. Asta acum am primit. Sper că nu te spawnează acasă. Mă spawnează în ultimul loc. Ia, hai, vino. Sper. Hai că te aștept. Gata. Și unde te bagă? Unde te-a băgat?
Hai că sunt aici în benzinărie. GTA Online se încarcă. Hai să-l ajutăm și pe Niță. Land location, o să-mi zică. Mă, dar chiar arată șmech. Chiar arată șmecheră mașina asta, nu știu. Spune și voi în comentarii dacă vă place, chiar îmi place. Uite, gata. Gata? Hai, Niță, urcă-te. Hai să ne întoarcem și noi la căsică. Și acum clar nu vom lovi mașina. E sigur? Bă, cred că nu știu cu cine stai de vorbă. Ok, bă, trebuie să terminăm repede, că trecem, te începe Gizek live-ul. Opa, nici nu cred că a ajuns acasă. Era ceasă și frate, și mă uitam la telefon la ceas. Doamne. N-o să mai lovesc în afară de asta, promit. Eu sunt din first person și mă uit la tine. Da? Nu, acum clar nu o să mai lovesc. Sunt sigur. Bă, Niță. Da, da, tu ai pus checkpoint la autostradă, nu? Da, ca să mă bagi pe autostradă. Mă, uite cum îi dă tare. Ok, și de aici stai așa să ne uităm. Îi dăm... Am pus eu, cred. De ce ai pus acolo? Pe acolo vreau eu. A, până acolo vrei? Mhm. E nasol că e ceață, frate. Hai să vedem cât ia. What the fuck, mi-ai spart geamul, nebunule. Nu, eu n-am spart, că n-ai făcut accident. Nu e adevărat, acum ai apăsat click dreapta și s-a spart. Păi, ești nebun? Acum am făcut, uitați-vă înapoi și spuneți în comentarii dacă nu e așa. A, da, chiar eu am făcut, eu am făcut asta. Ce nebun ești, ai dat click dreapta și... Da, dar măcar vezi. Cât ia? Păi, uite-te tu că tu ești în first person. Eu n-am cum să văd. Că nu-mi duc silicon, nu-mi duc ochelarii până acolo. Nu zice silicon, cred că 180 are acum, nu văd. 180, ești nebun? Nu știu, frate, nu-mi dau seama. Spuneți-mi voi în comentarii cât are acum la oră, că nu-mi dau seama. Trebuie să fiu atent la condus. Haide că zic eu dacă intervine ceva. Încadrează-te pe bandă dreaptă. Bă, are, nu știu, dar nu se înțelege exact. Ai grijă mașină. N-avem să fac acolo. Tu repede să vezi cât am la oră. Stai așa. Pune checkpoint. Mă lași? Ai pus tu. Dacă dau aici mă bagă pe auto. Ok, să mergem la casa asta la altă. Hai că imediat încheiem și noi episodul. Ai mai multe căsuțe? Da, de ce? Bă, claxonul pe stația, tăia fața. Bă, sunt puii mei, dă-l încolo. Holy shit! Du-te după el, du-te după el că îl împușc. Care, ăsta? Nu, nu era ăla din spate. Păi împușcă, hai. Hai să împușcă-l. Păi da, uite asta e. Du-te după el. Gata. L-ai făcut knockout. Să nu mai te bagi tu în fața noastră. Nu știi cine suntem. Așa e, Niță, periculosule. Hai, arată-i semnul din mijloc. Scuipă-l, pac, e geamul închis. Păi nu, că acum dacă am lovit-o, nu mai sunt concentrat să n-o lovesc. Dacă am lovit-o atâtea ori, zic, a, dă-o în pui mei, că oricum mai lovesc o dată. Avem și polisul. Polisul? Da. Sunt la Lester, hai. Sunt la Lester, nu. Ia, acum gen poliția vrea să se țină după noi. Hai, lasă, că scăpăm acum, gata. Bun, băieți, aici o prindem și noi acest episod. Sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu ezita să apăsați și voi butonul de like, din cât de multe like-uri putem strânge. Alături de mine a fost și Niță și hai, fă un silmăresc, Niță. Două grenade, hai. Tani Mocanu. La revedere.